Come, scusa? Che non ha funzionato oggi, che non ha messo bene. Ma cosa funziona? Non ha funzionato arbitro. Penso che voi avete visto bene, noi abbiamo visto uno spogliatoio, è chiaro. A volte gli episodi cambiano le partite. L'episodio chiaro, ma chiaro, è stato fallo di mano di Dawa. Chiaro, lontano da corpo, chiarissimo. Non è neanche andato a vedere VAR. E dopo due minuti ha dato rigore inesistente, che solo lui può vedere un rigore così. Questo è quello che non ha funzionato. Per il resto era una partita difficile, Steaua è partito meglio di noi, noi abbiamo avuto occasioni importanti, palo e altra situazione, partita equilibrata, noi più stanchi di loro perché con partita con Adana abbiamo speso molto, ma episodio chiaro, è stato calcio di rigore che doveva essere per noi prima, un minuto prima, due minuti prima, e invece hanno dato rigore a Steaua dopo. Nu a funcționat în această seară arbitrajul. Sunt unele episoade în meciuri care sunt clare și decid jocurile. Astăzi, clar, a fost hands-ul lui Dawa, pe care el nu l-a văzut. Apoi a dat un penalti pe care consider că doar arbitrul l-a văzut. În rest, a fost un meci dificil, echilibrat, putem spune. Noi am fost puțin mai obosiți decât ei, pentru că am pierdut multă energie în meciul cu Adana. Însă, așa cum v-am spus, episodul clar înainte de penaltiul lor a fost penaltiul nostru pe care nu l-a văzut. V-a furat arbitrul, puteți spune asta? No. No. Perché l'arbitro no. No. È stata una decisione. Errori fanno attaccanti, fanno allenatori, fanno tutti errori. Questo è stato un errore. Quindi bisogna accettare. Voi vedete televisione, vedete, rivedete molte volte. Noi abbiamo visto molte volte, chiaro. Non c'è molto da dire. Palla, braccio lontano da corpo, preso netto, su cross che va a avversario oltre, non ho dato rigore. Due minuti dopo, caduta ma involontaria, ha fischiato velocemente rigore. Dispiace perché era partita difficile, loro, ripeto, complimenti, hanno fatto inizio partita più, meglio che noi, poi pian pianino siamo usciti, abbiamo avuto occasioni, e partita equilibrata. Decisa da un errore né da parte della Dosteawa né da parte di Ceferé, di altre persone. A fost o decizie. În fotbal greșeli fac toți, jucătorii, antrenorii, dar astăzi au făcut arbitrii. Noi am revăzut de foarte multe ori acea fază. Mâna a fost clar depărtată de corp, iar arbitrul nu a dat penalti. După doar două minute, la o atingere involuntară, a acordat penalti exact invers. Îmi pare sincer rău. În rest, pot să spun doar că transmit complimente celor de la Steaua, pentru că ei au început mai bine meciul, dar apoi noi ne-am revenit și am avut ocazii importante. Cred că a fost un meci echilibrat, decis de o eroare, nu făcută de cele două echipe, ci de o altă persoană. In questo momento c'è televisione importante, VAR importante, si rivedono immagini che una volta non era. Io rispondo, ma dovevate essere voi a dire, era chiaro il penalty per Ceferé, era chiaro, limpido, però vedo che non si dice, non si dice, io non capisco perché. Acum, în acest moment, VAR-ul joacă un rol important pentru că arbitrii au oportunitatea, șansa să revadă imaginile. Eu vă răspund acum vouă, dar voi sunteți cei care trebuie să spuneți și să vedeți faza de mai multe ori, pentru că a fost penalti clar pentru CFR, dar văd că nu se spune asta. Au fost aceste două faze, două momente așa care i-au demoralizat pe jucători? Adică... Quando mesi con Steaua e importante per tutte le squadre, ma soprattutto per Ceferé. Noi ci tenevamo tanto a fare il risultato. Io credo che un episodio ha deciso. Poi loro potevano fare gol inizio partita, noi potevamo fare gol, che abbiamo preso palo, abbiamo avuto un paio di occasioni. Equilibrato, due squadre forti, per me due squadre forti. Non è stato giusto che sia stata decisa da una terza persona. Doveva essere il gol vero o di Ceferé o di FSB, invece ha deciso un'altra persona in maniera, credo, non normale, non è giusto. Io credo che non sia giusto, perché in partite così importanti, in un bellissimo stadio con tanta gente,
non puoi decidere una partita perché decidi tu, senza confrontare, andare a VAR, guardare, aspettare e decidere serenamente. Io credo che questo sia un danno per il calcio rumeno. E siamo molto molto arrabbiati, delusi, perché non meritavamo di perdere, e soprattutto in questa maniera non è bello per il calcio, e per i giocatori e per il club. Un match cu Steaua este important pentru ambele echipe, atât noi cât și ei cu siguranță ne doream să obținem rezultate. A fost un episod care a decis soarta acestui match. Ei puteau marca la începutul jocului, iar apoi noi, pentru că am avut câteva ocazii. Cred că a fost un match echilibrat, cu două echipe puternice, și nu a fost corect faptul că a fost decis de a terță parte. Era bine să marcăm din acțiune una dintre cele două echipe, dar nu dintr-o manieră incorrectă. În meciuri așa importante, cu atâta lume în tribune, nu poți decide un meci pentru că așa îți dorești tu, fără să mergi să verifici la VAR. E dăunător pentru fotbalul românesc. Suntem supărați în acest moment pentru că nu meritam să pierdem. I-a fost un dezavantaj pentru CFR Cluj. Da. A intervenit peste el și n-am înțeles întrebarea. Poți să repeți, te rog. A fost un dezavantaj pentru CFR Cluj pentru că s-a jucat pe Ghencea în alt stadion și poate și asta a creat presiune pe arbitru până la urmă. Bisognerebbe chiedere ad arbitro, non a me. Io non credo, arbitro è importante, ma io credo che adesso, da anni, hanno messo questo macchina, la VAR, sono professionisti che guardano e devono decidere. Quando... Sì. Proprio che abbiamo giocato qua in Ghencea, No. È stato bellissimo giocare in Ghencea, è bellissimo. Stadio, ambiente, è stato veramente per il calcio rumeno, per chi viene a giocare qui, è una gioia. Però la gioia poi oggi è diventata tristezza, perché un episodio molto dubbio. Sbagliato, ha deciso una partita con due squadre forti che contenderanno campionato tutta stagione. Quindi era una settimana per noi difficile, perché abbiamo anche con Adana e abbiamo avuto situazioni molto sfortunate, diciamo così. Meritavamo molto di più, ma in questo momento non riusciamo a uscire, e oggi era un'occasione. Io credo che ha deciso un episodio che non c'entra niente con la forza, la qualità tecnica dello Steaua, del FCSB e del CFR. A fost bine să jucăm aici, a fost o bucurie, stadionul, ambientul, publicul, pentru cine vine să joace aici, cu siguranță o bucurie, dar din păcate pentru noi astăzi a devenit tristețe, pentru că o greșeală a decis un meci între două echipe puternice. Pentru noi a fost o săptămână grea, am avut un meci dificil cu Adana, unde și acolo pot spune că ne-a lipsit șansa și merita mai mult. În acest moment era o ocazie să ieșim din acest pas, dar din păcate altcineva a decis contrariu. Cât de mare poate fi avantajul acum pentru CFR Cluj, ținând cont că FCSB luptă pe două fronturi? Ce un avantaj pe noi, că lor în Nu lo so. Noi volevamo giocare. Avremmo dato molto per giocare partita con Adana, e credo che il club meritava per le due partite meritava di andare avanti, anche se Adana è un club importante. Non so. Giocare in Coppa un po' di energie ti fa perdere, però questo sarà soltanto il campo a dirlo. Noi volevamo continuare, volevamo andare avanti, e siamo anche un po' delusi oggi, siamo venuti qua, è partita molto difficile, ma è chiaro che eravamo anche un po' delusi, perché partita di Adana poteva essere diversa, ma credo che è stata così, quindi non so quello che sarà. Chiaro che giocare su più fronti può portare via energie. Îți spun sincer, și noi voiam să fim acolo, nu știu să-ți răspund, am dat totul sincer și noi să ne calificăm, iar clubul cred că merita după această dublă să meargă mai departe. Evident, pierzi puțină energie jucând în Europa, dar și noi ne doream să fim acolo. Consider că meciul cu Adana putea fi puțin diferit, dar nu știu ce va fi, nu știu cum va fi jucând pe mai multe fronturi. În sezonele anterioare, CFR a fost acuzată că a avut arbitraje părtinitoare. Sperați ca în acest sezon să nu se întoarcă roata
și arbitrii să procedeze corect la meciurile adocare CFR-ului. Am început de tot cu Zăvetă. În sezoanele trecute s-a spus că CFR a avut arbitraje pertinitoare? Da. Păi ne aducem aminte de meciul cu CFR. Nu am căbită. Qualcuno hanno detto che l'anno scorso CFR ha avuto arbitraggio con loro, con noi. Abbiamo avuto l'arbitraggio con noi, delle decisioni per io credo che parlare di passato non serve, non conta. Io dico, guardo presente e vedo immagini di partita, di episodi, di situazioni che a volte decidono una partita. Io parlo con i miei giocatori, siamo usciti con Adana per due particolari, due errori che ha fatto squadra, ma perdere con errore di altre persone è brutto. Cioè, adesso è talmente tutto tecnologico che non puoi sbagliare, è difficile. Io credo invece che anche lo scorso anno il CFR è stato penalizzato, in diverse situazioni, sempre con decisioni sbagliate. Non vorrei si ripetesse anche questa stagione. Io mi dispiace perché grande club, FSSB, grande pubblico, grande stadio, ma non vorrei che avessero già deciso di far vincere il campionato a questa squadra, dopo tanti anni che non vince. Io vorrei che non fosse così. Sarebbe, secondo me, non bello per la qualità, tutte le squadre del calcio rumeno. Oggi è stato il club ha subito una cosa molto negativa, diciamo così, una situazione troppo negativa e non meritavamo, per tutto quello che abbiamo vissuto questa settimana, meritavamo sicuramente, se perdavamo, che FSSB era più bravo di noi, faceva gol, ok, ma in questa situazione è brutto, non è bello per calcio. Nu ajută acum să vorbim de trecut, asta nu contează, eu privesc prezentul, văd imaginele de acum și văd episoadele care s-au întâmplat în această seară. Au fost, spre exemplu, în meciul cu Adana, am pierdut datorită a două erori pe care le-au făcut echipa, pe care le-au făcut jucătorii noștri. Dar atunci când decid alții nu este frumos. E destul de greu să greșești când ai tehnologia. Iar în ceea ce privește sezonul trecut, pot să spun că știu că și sezonul trecut au fost decizii împotriva CFR-ului și sincer nu-mi doresc să se întâmple asta și în acest sezon. Dacă ei erau mai buni și meritau să câștige, da, e așa, dar în seara asta nu a fost. Conopianca a jucat meciul cu Adana pe final. Când îl vom vedea titular la CFR? Vediamo, si deve allenare. Adesso ha avuto probleme anche intestinali. Ieri, altro ieri, non stava bene. E vediamo, adesso abbiamo due settimane per lavorare, per mettere in posto un po' tante cose. E quindi adesso dobbiamo soltanto tornare a casa, rimboccare le mani, come si dice in Romania, e lavorare per il prossimo match, che è molto importante, perché fra due settimane avremo quello Cluj, che è il derby della città. El trebuie să se antreneze în continuare, a avut în aceste zile ieri și alaltăieri câteva probleme intestinale, nu s-a simțit bine. Avem acum două săptămâni la dispoziție să punem lucrurile la punct, ne întoarcem acasă și vom începe să muncim din nou pentru meciul următor, pentru că în două săptămâni așteaptă derbiul orașului cu Cluj. Rămâne CFR favorita a Virul prin transferurile pe care le-a făcut, chiar și cu această înfrângere. Non so se abbiamo finito. Adesso è prima favorita è chi vince, quindi credo che lo scorso anno ha vinto Farul, la prima favorita è Farul, poi adesso è in testa FSSB, quindi loro sono le favorite. Noi in questo momento siamo dietro e dobbiamo lavorare per arrivare davanti, però campionato è campionato, poi c'è un'altra, ci sono i playoff, quindi il campionato è ancora molto lungo, poche partite abbiamo giocato, noi siamo partiti un po' in ritardo, e un po' si vede, tanti giocatori sono arrivati dopo, non subito, e qualcosa si vede, però abbiamo tempo per lavorare queste due settimane, è quello che faremo.
Nu știu, pot să spun că prima favorită e cea care câștigă în sezonul din urmă, prin urmare e Farul, iar acum FCSB e în față, ei sunt favoriți. Noi trebuie să muncim, să ajungem și noi în primele locuri. Campionatul e lung, urmează apoi play-off-ul. Pot să spun că până acum s-au jucat meciuri puține. Suntem puțin în întârziere pentru că avem jucători care au venit pe parcurs și asta se vede. Dar avem timp acum 2 săptămâni să ne pregătim.